We shall begin. Excelențele voastre, doamnelor și domnilor, bun găsit la Palatul Victoria, la evenimentul de lansare a Strategiei Naționale împotriva traficului de persoane 2024-2028 și pentru marcarea Zilei Agenției Naționale împotriva traficului de persoane, marcată pe 12 mai în fiecare an. Astăzi suntem în data de luni, 13 mai, și mă bucur să vă văd reuniți. Vreau să salut de la bun început și să-i salut și pe colegii de la presă, pentru că de ei depinde foarte mult ca acest subiect, care poate nu e întotdeauna în prim planul atenției publice din cauza altor priorități, va câștiga măcar astăzi atenția cuvenită, înainte ca organele care sunt împuternicite să prevină acest oribil lanț infracțional să-și facă în continuare datoria. Așadar, nu cred că este cazul să fim festiviști astăzi, pentru că, din păcate, comerțul cu oameni rămâne în epicentrul criminalității globale. Este un subiect care, mie personal, îmi ridică mereu nivelul de atenție atunci când îl întâlnesc și îmi stârnește și două emoții foarte puternice, întristare, dar și revoltă. Întristare pentru că victimele traficului de persoane sunt psihic destructurate și marcate pe viață, sunt abuzate fizic într-un mod atroce. Revoltă pentru că această infracțiune complexă nu se poate face fără premeditare, fără organizare transnațională, de niște indivizi care au probabil un profil psihologic absolut monstruos. Suntem astăzi martorii unui eveniment de recalibrare a eforturilor României în lupta împotriva traficului de persoane. Lansarea Strategiei Naționale împotriva traficului de persoane 2024-2028 este așadar esențială pentru a combate această infracțiune și pentru a proteja societatea și indivizii vulnerabili. De asemenea, este un pilon necesar în construirea unui răspuns european și coordonat împotriva traficului de persoane. Guvernul României este girantul angajamentului politic la nivel înalt al luptei împotriva traficului de persoane. Și vom vedea în ora următoare ce s-a făcut și se face în acest sens și care ne sunt partenerii internaționali pentru a preveni și pentru a combate acest odios lanț infracțional. Și vreau să-i mulțumesc domnului ministru Mihai Ghigiu, șeful Cancelariei Prim-Ministrului, pentru că ne onorează cu prezența la acest eveniment și îl invit să ia cuvântul. Bună dimineața, sărmâna! Mă bucur că într-o zi de luni, chiar luni 13, ne vedem la Palatul Victoria și cu o temă care nu privește neapărat economia sau nu privește neapărat inflația sau alegerile, ci o temă care ar trebui să fie de interes pentru noi toți. Și aș începe cu mulțumiri la adresa Agenției Naționale pentru eforturile lor, felicitări pentru ceea ce au făcut și garantarea faptului că guvernul îi va sprijini în continuare în lupta lor. Și vreau să vă mulțumesc și dumneavoastră tuturor pentru că sunteți astăzi aici, indiferent că veniți din zona publică, din zona non-guvernamentală sau din zona internațională, a organizațiilor internaționale. O să vă cer permisiunea ca în cele ce urmează să dau citire cuvântului domnului prim-ministru Marcel Ciolacu cu această ocazie și să reafirm încă o dată că guvernul este și va continua să fie un garant al luptei împotriva traficului de ființe umane. Excelențele voastre, doamnă ministru, doamnelor și domnilor secretari de stat, îmi voi concentra mesajul pe două estimări referitoare la traficul de persoane. Știu că cifrele pot fi considerate aride, uneori golite de trăire, dar implicațiile din spatele acestor cifre nu ne pot lăsa indiferenți. În fiecare zi, la nivel mondial,
Există 50 de milioane de persoane care trăiesc sub controlul traficanților de persoane și sunt exploatate de către aceștia. Semenii noștri, copii, tineri, adulți sau bătrâni, femei sau bărbați deopotrivă, sunt deturnați de la condiția lor umană și de la interesele lor zilnice pentru interesele josnice ale traficanților. Desigur, astfel de cifre ne alarmează, însă mai impresionante sunt dramele trăite de victime și de cei apropiați lor. Numeroase vieți sunt afectate pe termen lung, iar altele pentru totdeauna. Pentru o bună percepție asupra fenomenului, voi preciza că în urma exploatării acestor oameni, câștigul anual al traficanților depășește la nivel global, estimarea pentru 2022, peste 150 de miliarde de dolari americani. Sumă mai mare decât produsul a peste 150 de state din lume. Acesta este nivelul resurselor care stau la dispoziția traficanților pentru organizarea și protecția activităților lor ilegale. Cu un inamic de acest calibru se confruntă astăzi statele în eforturile lor de a combate traficul de ființe umane. Simplu fapt că într-o societate modernă, atât de avansată în toate domeniile, mai avem încă motive să discutăm despre această formă de sclavie modernă, este de natură să lezeze demnitatea umană a oricărei persoane de bună credință. Fenomenul fiind deja acutizat, vremea medalilor și felicitărilor a trecut, iar stoparea lui a devenit o obligație la nivel de bază, o obligație primară, dacă pot spune așa, iar responsabilitatea ne aparține nouă tuturor. Din păcate, și România este pe harta traficanților de persoane, fiind recunoscut de aproape 20 de ani ca fiind unul dintre statele sursă pentru victimele exploatate în Europa. Statisticile oficiale ale ultimilor ani ne arată că peste 500 de cetățeni români sunt identificați anual ca victime, iar cifra nu include persoanele aflate în situații de trafic care nu se regăsesc în statisticile oficiale. Mai mult, aproximativ jumătate dintre victimele identificate sunt copii sau tineri, lucru care ne îngrijorează și mai mult. Raportându-ne la începutul anilor 2000, România a progresat vizibil atât în crearea cadrului legal, cât și în organizarea instituțională necesară în vederea contracarării traficului, atât la nivel operațional, sute de traficanți fiind aduși în fața justiției, cât și în ceea ce înseamnă percepția publică asupra fenomenului. Multe dintre victimele identificate beneficiază de asistența necesară, inclusiv cu sprijinul organizațiilor neguvernamentale, multe dintre ele fiind chiar în sală. Însă fenomenul evoluează de la un an la altul, pe măsură ce traficanții își diversifică metodele de operare, iar instituțiile statului încearcă să-și adapteze acțiunile și să identifice noi soluții de contracarare. Așa încât putem afirma că, deși foarte multe lucruri s-au făcut, încă mai sunt multe pe care trebuie să le facem împreună. Acesta este și motivul pentru care, la nivelul Guvernului, a fost elaborată noua strategie națională împotriva traficului de persoane pentru perioada 2024-2028. Propunem un mod de lucru ambițios care să răspundă nevoilor identificate și să țină cont în mod realist de capacitățile noastre. Suntem optimiști că documentul elaborat împreună cu toți partenerii instituționali și organizațiile neguvernamentale, cu toți în jurul mesei și ținând cont de recomandările organizațiilor internaționale. Acest document ilustrează obiectivele, angajamentul și determinarea tuturor celor care sunt implicați în stoparea acestui fenomen.
Nu ne mulțumim să privim către structurile de aplicare a legii și să le cerem oprirea traficului. Blamarea traficanților nu este suficientă, așa cum nu este suficient să lăudăm de la distanță eforturile organizațiilor neguvernamentale. Dimpotrivă, avem o strategie sinergică, avem căi de intervenție și avem parteneriate care ne vor ajuta să combatem mai bine acest fenomen. Este momentul să producem o schimbare reală. Angajamentul politic al Guvernului României împotriva traficului există și rămâne neschimbat. Suntem aici și împreună suntem deciși să schimbăm lucrurile în bine și să vă ajutăm pe voi, cei care sunteți în prima linie a luptei antitrafic, fie că vorbim de funcționarii statului sau membrii ai organizațiilor neguvernamentale. Nu în cele din urmă, vreau să-i felicit pe toți cei care au contribuit la realizarea acestei strategii sub coordonarea Comitetului Interministerial și a Agenției Naționale împotriva traficului de persoane. Încă o dată doresc să vă asigur că Guvernul este un partener real în această luptă care ne îngrijorează pe toți. Semnează Marcel Ciolacu, prim-ministrul României. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule ministru. Știm cu toții printre multele atribuții și așteptări pe care orice cetățean le are de la Ministerul Afacerilor Interne, se regăsește și această luptă și de prevenire și de combatere a traficului de persoane. O luptă luată foarte în serios de acest minister, cu elemente de continuitate care nu țin neapărat de, să spunem, flexibilitatea politică pe care România o are pe parcursul anilor. Avem nevoie să ne uităm la Ministerul Afacerilor Interne ca la o instituție cu niște criterii de performanță absolut realiste și ca la un minister care are la dispoziție instrumentele să se achite de aceste obligații. Și am făcut această ocolitoare introducere pentru a vă prezenta un om al sistemului, dacă vreți, în sensul bun al cuvântului, pentru că și-a construit cariera în infrastructura polițenească. Este vorba despre chestorul general de poliție, domnul Bogdan Despescu, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Interne, astăzi aș putea spune, care ne prezintă în numele Ministerului punctul de vedere al eficientizării și actualizării combaterii traficului de persoane în acord cu strategia pe care o lansăm astăzi. Vă mulțumesc foarte mult. Bună dimineața tuturor. Doamnă ministru, domnule ministru, excelențele voastre, stimați invitați, doamnelor și domnilor, dragi colegi. Este o onoare să particip azi la acest eveniment, care are o dublă semnificație pentru combaterea traficului de persoane. Astăzi sărbătorim lansarea unei noi strategii naționale, puternice și ambițioase împotriva traficului de persoane și totodată, ieri, a fost ziua aniversară a Agenției Naționale împotriva traficului de persoane. Autoritățile din România acordă o atenție deosebită fenomenului traficului de persoane, în special în ce privește problematica victimelor acestuia, fiind vorba de persoane vulnerabile, copii, femei, persoane cu dizabilități care au nevoie de protecție. În ultimii ani, Ministerul Afacerilor Interne a avut de gestionat suplimentar activități obișnuite necesare pentru asigurarea ordinei și siguranței publice, crize multiple, precum pandemia și efectele războiului la graniță. Conflictul generat la graniță a creat riscuri suplimentare și problematici suplimentare pentru Ministerul Afacerilor Interne. Iată că astăzi putem prezenta o cifră statistică din punct de vedere al intrării în țară a cetățenilor ucrainieni, peste 8 milioane de la începutul războiului. Așadar, pe lângă ceea ce a însemnat activități curente
iată că suntem implicați în activități suplimentare, activități care generează riscuri, inclusiv în ceea ce privește traficul de persoane. Aderarea la spațiul Schengen cu frontierele aeriene și maritime consolidează libertatea și mișcarea cetățenilor. Suntem pe drumul ireversibil al aderării depline, iar pentru acest fapt am luat toate măsurile compensatorii necesare pentru asigurarea ordinii și siguranței naționale. Și din această perspectivă suntem ancorați cu activități, pentru că prin această libertate, cu siguranță, suntem puși în fața unor situații, inclusiv din punct de vedere al traficului de persoane. În spatele conceptului de România un stat sigur este o muncă impresionantă. Această stare de normalitate nu este un dat. Astfel, avem evenimente în fiecare zi, pe majoritatea le gestionăm foarte bine, iar din celelalte învățăm și luăm măsuri în consecință. Doamnelor și domnilor, traficul de persoane este o problemă gravă și complexă, care are cauze multiple: lipsa educației, a mijloacelor materiale, a unor oportunități, migrația, dar mai ales cererea pentru lucrătorii ieftini și servicii sexuale. Este nevoie de măsuri integrate și coordonate atât la nivel național, cât și la nivel internațional. Este clar că fără cerere nu există trafic. Una dintre cele mai reprezentative inițiative este campania Fără clienți nu este trafic, implementată de Agenția Națională împotriva traficului de persoane, Poliția Română și Poliția Spaniolă. La nivelul Uniunii Europene, România, prin Ministerul Afacerilor Interne, este consecventă parte a mecanismului de coordonare multilaterală EMPACT sub coordonarea Europol. Combaterea traficului de persoane în mediul online necesită de asemenea o abordare integrată care să includă monitorizarea și reglementarea platformelor online. Constatăm că deja inteligența artificială face parte din viața noastră, aceasta putând reprezenta un adevărat aliat împotriva traficului de persoane, fiind un instrument deja folosit în unele state pentru detectarea și prevenirea traficului de persoane în zona online. Combaterea traficului de persoane necesită o abordare integrată și o colaborare între guverne, organizații neguvernamentale, societate civilă și comunități, inclusiv religioase. MEAI gestionează efectele fenomenului, iar pentru reducerea la minim a efectelor sale este necesară consolidarea împotriva traficului de persoane prin combaterea cauzelor care favorizează acest fenomen. Doamnelor și domnilor, lansarea celei de-a patra strategii antitrafic pentru perioada 2024-2028 este într-un context național și internațional de securitate diferit, cu provocări multiple, am amintit la început unul dintre acestea. Este nevoie mai mult ca niciodată să demonstrăm argumentul ferm al tuturor. O dovadă a faptului că s-a înțeles acest lucru este înființarea Comitetului Interministerial de Coordonare Strategică a luptei împotriva traficului de persoane, constituit prin decizia primului ministru, dacă până în urmă cu câtva timp acesta funcționa la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, iată că acum funcționează la nivelul Guvernului. Comitetul a avut un rol de coordonare deosebit în procesul de elaborare a noii strategii. Calificativul obținut de România la ultima evaluare a fenomenului traficului de persoane ne confirmă că suntem pe calea cea bună, dar mai avem lucruri de făcut. În acest sens, noua strategie creează premisele pentru îndeplinirea recomandărilor Departamentului de Stat al SUA și ale Organizației pentru Securitate și Coordonare în Europa. Ca un element de noutate, prin prezenta strategie se dorește operaționalizarea unui mecanism guvernamental integrat de alocare a fondurilor necesare pentru protecția și asistența furnizată victimelor traficului de persoane. Un alt aspect constituie consolidarea rolului cheie al Comitetului de Coordonare în sprijinirea implementării
acțiunilor de către fiecare instituție și stabilirea măsurilor ce se impun în vederea atingerii obiectivelor pe care ni le propunem. Doamnelor și domnilor, astăzi România aparține fără niciun fel de dubiu comunității și valorilor europene și internaționale antitrafic și acționează ca un partener de încredere. România a fost una dintre primele țări care a avut tăria să întimineze cererea, generând și primele precedente în acest sens la nivel european. Vom continua să susținem măsurile propuse de la nivelul Uniunii Europene prin adoptarea modificărilor aduse directivei antitrafic. După cum menționam în debutul intervenției, acest eveniment are și semnificația de aniversare pentru Agenția Națională împotriva traficului de persoane. De la înființarea acestei agenții până în prezent au fost sprijinite peste 19.000 de victime. Iată că 19 ani coincide cu aproape 19.000 de victime în această perioadă, fiind referite în Sistemul Național Antitrafic și s-a facilitat condamnarea a peste 4.000 de traficanți. În spatele acestor cifre se află eforturi și dedicarea echipei Agenției Naționale sau a colegilor care nu mai sunt astăzi în agenție și au părăsit sistemul și pe această cale doresc să le mulțumesc tuturor. Nu aș dori să închei fără să apreciez realizările agenției, fără să asigur sprijinul tuturor celor implicați în lupta antitrafic, dar în același timp cer colegilor mei să fie proactivi, să facă față tuturor cerințelor pentru reducerea fenomenului de trafic de persoane. Și tocmai pentru a sublinia implicarea colegilor noștri din cadrul agenției, domnul Cătălin Predoiu, viceprim-ministru, ministru afacerilor interne, a acordat emblema de onoare a MAI celor care s-au remarcat pentru servicii și fapte deosebite ce au contribuit la ridicarea prestigiului nostru. La mulți ani, vă mulțumesc și rog pe colegii noștri care vor fi astăzi apreciați să vină în față. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule secretar de stat. Sunt onorat să vă pot asista la acest moment dedicat acordării emblemei de onoare a Ministerului Afacerilor Interne personalului Agenției Naționale împotriva traficului de persoane, care s-a remarcat pentru servicii și fapte deosebite care au contribuit la ridicarea prestigiului MAI. Comisarul de poliție Anca Mădălina Georgescu. Ofițerul a promovat la nivel internațional în mod permanent și necondiționat eforturile instituționale ale Ministerului Afacerilor Interne în domeniul prevenirii și combaterii traficului de persoane. S-a implicat în mod proactiv la consolidarea relațiilor de colaborare cu organismele similare din statele Uniunii Europene. Comisar șef de poliție Ana Maria Tamașilinca, care și-a adus contribuția la procedurile de repatriere din străinătate a mai multor victime ale traficului de persoane, facilitând buna desfășurare a anchetelor, precum și evitarea revictimizării persoanelor repatriate. Comisar șef de poliție Marius Daniel Burcea a inițiat în România zeci de campanii de prevenire a traficului de persoane cu impact atât la nivel național cât și regional, acest lucru fiind recunoscut inclusiv la nivel european. Proiectul Închisoarea nu este doar între gratii, libertatea unei victime a traficului de persoane depinde de alegerile tale. A fost gestionat de echipa condusă de către domnul comisar șef de poliție Burcea. Comisar șef de poliție Mihăiță Ionel Stanca, ofițerul a desfășurat activități complexe pe linia asigurării suportului financiar al Agenției Naționale împotriva traficului de persoane într-un context socioeconomic sensibil și a participat activ în toate echipele de proiect și a avut mai multe inițiative ce au dus la implementarea unor proceduri administrative fluide în cadrul agenției. Acestea sunt cei patru care primesc astăzi emblema de onoare a MAI, probabil poate mult mai mulți sunt merituoși, dar eforturile acestea
sunt doar uneori vizibile și important să fie constante și perseverente. Mulțumim întregii echipe MAI și ANITP pentru eforturile constante și pentru racordarea din mers, aș putea zice, la strategia pe care o lansăm astăzi, 2024-2028. Nu puteam să nu remarc prezența în sală, am și salutat-o la început, a făcut-o și domnul ministru, pe doamna ministru a familiei Natalia Intotero, pe care am să o rog într-un mod așa semispontan, aș putea spune, să vină să ne împărtășească viziunea dumneai și a ministerului pe care îl conduce în felul în care poate contribui la prevenirea și combaterea traficului de persoane. Doamna ministru, vă rog. Excelențele voastre, stimați reprezentanți ai Corpului Diplomatic Acreditat în România, stimați colegi, membri ai Guvernului României, stimați parlamentari, distinși participanți, început de săptămână, într-o lună importantă, luna mai, spun și eu la mulți ani tuturor celor care muncesc în cadrul Agenției Naționale împotriva traficului de persoane, să fiți sănătoși, să fiți puternici, așa cum ați fost până acum, și să fiți devotați țării. Cunosc foarte multe persoane care lucrează în cadrul acestei agenții încă din anul 2018. La vremea respectivă era ministru românilor de pretutindeni și timp de 2 ani, alături de dumneavoastră, am desfășurat 2 campanii naționale, atât în țară, dar am avut prezență și în afara țării. Și de la vremea respectivă am văzut, am constatat activitatea voastră intensă, așa cum s-a spus aici, discretă, dar cu profesionalism și dăruire, pentru toți cetățenii noștri, atât din țară, cât și din afara țării. Și vreau să felicit Ministerul Afacerilor Interne pentru toată implicarea, vreau să îl felicit și să-i mulțumesc domnului secretar de stat Bogdan Despescu pentru toată susținerea pe care ne-o acordă. Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse face parte din acel grup de lucru decis de CSAT pe combaterea consumului de droguri și nu numai. Alături de Ministerul Afacerilor Interne, de Agenția Națională Antidrog, de Agenția Națională împotriva traficului de persoane, tocmai am încheiat o campanie națională intitulată Fără Bariere pentru stoparea consumului de droguri, dar și altor forme de adicție, dar am profitat de această campanie și am avut alături de noi, în cele 23 de județe ale țării, prezența colegilor de la Ministerul Afacerilor Interne, oameni extraordinari, bine pregătiți, și am făcut și această prevenție pe zona de trafic de persoane, dar și de combaterea violenței, a violenței domestice și a bullying-ului, și am avut posibilitatea de expune tinerilor pe care i-am întâlnit, tineri studenți, dar și tineri care din anumite motive se află în grija statului, fiind orfani, modalitatea de intervenție rapidă a statului atunci când ei se află în pericol. Desigur, vom continua aceste activități cu ocazia taberelor pe care Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse le organizează în acest an, peste 15.000 de locuri, 5.000 de locuri pentru tinerii și copiii născuți în afara țării, în diaspora, dar și tinerii care vin din comunitățile istorice, în parteneriat cu Departamentul Românilor de Pretutindeni. De asemenea, 5.000 de locuri pentru studenții care urmează cursurile unei forme de învățământ universitar aici, acasă, în România, dar și pentru tineri care provin din familii cu un singur părinte sau tineri care provin din familii numeroase. Pentru prima dată în acest an încercăm să organizăm tabere
De asemenea, cu sprijinul Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Apărării Naționale și a Serviciului Român de Informații, pentru valorile țării noastre. Tinerii care au ales să urmeze o carieră în domeniul de siguranță-securitate și tinerii olimpici. Cu prilejul fiecărei serii de tabere, ne propunem să avem și un atelier în care să facem prevenție pe zona consumului de droguri, dar și pe stoparea traficului de persoane și, în egală măsură, toți tinerii să știe că atunci când se simt în pericol, statul intervine cu foarte mult profesionalism. Vă felicit, domnule Mihai Ghigiu, pe dumneavoastră întreaga echipă de consilieri, pe domnul prim-ministru, pentru ridicarea cumva ștachetei și implicarea de la nivelul primului ministru pentru combaterea acestui fenomen, pentru realizarea acestui document foarte important pentru siguranța, securitatea, bunăstarea familiei până la urmă, într-o lună în care avem mai multe evenimente. Am început cu data de 2 mai, cu Ziua Națională a Tineretului. Ieri am marcat un eveniment important privind 19 ani de activitate a colegilor de la Agenția Națională împotriva traficului de persoane. Data de 15 mai înseamnă Ziua Internațională a Familiei, anul în care ONU a declarat Anul Familiei. Și nu în ultimul rând, pe finalul lunii, marcăm cam fiecare an Ziua Românilor de Pretutindeni. Vă asigur de toată implicarea noastră, a colegilor de la Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse în continuare și faptul că astăzi avem un număr important ai reprezentanților corpului acreditat în România aici alături de noi, demonstrează susținere, implicare și respect. Vă mulțumesc tuturor și succes în activitate! Mulțumesc, doamna ministru. Extrag două idei pe care vreau să construiesc mai departe din discursul dumneavoastră. Odată faptul că traficul de persoane este o infracțiune complexă care, precum vorba aceea, o nenorocire nu vine niciodată singură, este însoțită de alte infracțiuni. Consumul de droguri ar putea fi un facilitator pentru așa ceva, din ce ați menționat dumneavoastră. Și cea de-a doua idee este că e foarte important să dăm o perspectivă luminoasă, onestă, solidă pentru dezvoltarea unui tânăr în România, în siguranță și cu perspective cât se poate de bune. Pentru cei care nu știu, la nivel european există de asemenea o strategie de combatere a traficului de persoane. Ea este pusă pe intervalul 2021-2025 și evident va urma cu strategia pe anii care vin și este coordonată la nivel european de doamna Diane Schmidt. Este cea care coordonează pe de-o parte toate țările membre ale Uniunii Europene, dar cum criminalitatea nu cunoaște granițe politice de niciun fel și nici geografice, de asemenea raporturile Uniunii Europene față de celelalte state non-membre pentru combaterea traficului de persoane. Și doamna Schmidt a ținut să fie prezentă virtual, însă foarte substanțial la evenimentul nostru, printr-un mesaj pe care vă invit să-l urmărim. Excellencies, ladies and gentlemen, let me first say that I very much regret not to be with you in person for the launch of the Romanian National Strategy against trafficking in human beings. This strategy once more confirms the strong commitment of Romania to combat this terrible crime, which is still a reality in the European Union. Too many victims, especially children, are exploited, and too many criminals are making huge profits without being prosecuted, with adequate penalties for human trafficking offenses. New forms of exploitation emerge. The crime is organized and happening online. Criminal groups don't limit their activities to human trafficking. They commit other crimes and hide behind legal businesses. Trafficking in human beings can only be addressed through a comprehensive, coordinated, cross-sectoral approach
with concrete legislative and operational measures and the adequate human and financial resources adapted to evolving trends. This is in the approach of the Romanian National Strategy, which was released today after an in-depth evaluation. However, the fight against this crime in Romania does not start today. In the past years, Romania has done significant efforts and has taken already important measures to address trafficking in human beings. Today, with the strategy and its implementation, these efforts will be significantly stepped up. In Romania, trafficking is happening internally with Romanian children, women, men being exploited in the country. At the same time, many victims are lured and trapped in exploitation after having searched for a better life in another country. In the countries of destination, there is often a demand for services of victims, be it in labor or sexual exploitation. The newly modified anti-trafficking directive will step up demand reduction across the European Union by making the knowing use of services provided by victims of trafficking a criminal offense. This exists already in the Romanian criminal law. Now it will be mandatory for all EU member states. The new directive includes other important modifications. Some of them are already in the Romanian legislation, others will have to be put in place. I hope we can count Romania among the frontrunners in the transposition and implementation of the EU directive. Legislation is part of the solution, if correctly implemented and applied, of course. However, it is not enough. I welcome Romania's very strong engagement in the European context with the active participation in the EU network of national coordinators and rapporteurs, in the police and judicial cooperation together with Europol and Eurojust, in the EU joint investigation teams and impact operations leading to the identification of victims, the arrest of suspects, and confiscation of assets. I can only encourage Romania to continue the cooperation and to call the EU strong support to combat this terrible crime on the ground. Ladies and gentlemen, as I mentioned at the beginning, today's event and the strategy confirm the strong political commitment to combat trafficking in human beings in Romania. Moreover, since I was appointed as EU anti-trafficking coordinator, I had the opportunity to meet very engaged interlocutors in Romania, including the state councillor at the chancellery of the prime minister and who is in charge of the coordination. Thank you, Valentin. The national agency against trafficking in persons with Maria Cristina and her team. All those involved in the different ministries, the law enforcement authorities who have not an easy job, the judicial authorities, and of course the civil society organizations who are so indispensable, as well as many other actors who help to detect and protect victims. Finally, I would also like to mention the excellent and complementary cooperation with other international organizations and non-EU countries like the United States. Only together we have a chance to break the invisible chain and end human trafficking. Thank you for your attention. Mulțumim și noi, doamnei coordonatoare la nivel european a traficului, a combaterii traficului de persoane. Eu aș lua de la evenimentul acesta două noutăți, dacă îmi permiteți. Odată, strategia și implementarea strategiei împotriva traficului de persoane a fost ridicată la nivel ministerial, la nivel guvernamental și pentru implementarea acestei noi viziuni politice a fost creat un comitet interministerial care a fost invocat în discursurile anterioare. Acest comitet
interministerial a generat strategia pe care o lansăm astăzi și este comitet coordonat de consilierul de stat Valentin Vătăjelu, pe care îl invit să ne spună, bun, cum s-a ajuns aici, dar mai mult decât atât, ce facem de acum înainte. Domnule consilier de stat, vă rog. Vă mulțumesc, doamnă ministru, domnilor deputați, stimați membri ai Guvernului, excelențele voastre, domnilor ambasadori și reprezentanți ai corpului diplomatic, distinși invitați, stimați colegi. Vă propun un scurt exercițiu. Vă rog ca preț de câteva secunde să lăsați orice preocupare și să vă simțiți liberi. Bucurați-vă de faptul că vă puteți ridica și merge oriunde, că puteți face orice doriți, că nimeni nu vă izolează de ceilalți, nu vă amenință, nu vă agresează și nu vă calcă în picioare demnitatea. Vă mulțumesc! Iată cât de important este pentru noi toți să realizăm ce destin norocos face să trăim acest sentiment de bine și, în egală măsură, să conștientizăm cât de dureroasă este experiența victimelor acestei forme moderne de sclavie. Iar noi, cei implicați în lupta împotriva traficului de persoane, suntem de două ori norocoși. A doua oară pentru că, liberi fiind, putem cu un efort rezonabil să-i ajutăm pe semenii noștri aflați în nevoie, prinși în capcana traficului, iar acest lucru ne înalță în raport cu propriile principii de viață. Atunci când am început lucrul la elaborarea noii strategii, am simțit personal că sunt printre acest tip de oameni de două ori norocoși. Am știut că putem face lucruri importante, ambițioase, care să schimbe în bine situația traficului de persoane în România. Am stat la aceeași masă, guvernamental și neguvernamentali, fiecare contribuind cu experiențele și ideile de schimbare proprii. Iar atunci când obiile noastre au fost diferite, am găsit calea să le putem armoniza astfel încât produsele finale, și mă refer aici la strategia națională pe care o lăsăm astăzi și Planul Național de Acțiune 2024-2026, să echilibreze dorințele ambițioase de schimbare cu resursele existente și cu pragmatismul soluțiilor asupra cărora ne-am decis. În comitetul interministerial și în grupurile de lucru, cuvântul de ordine a fost împreună. Astăzi aducem în fața dumneavoastră o strategie a noastră a tuturor, în care credem și pe care o susținem. În spatele ei stau eforturilor colegilor din ANITP și din celelalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne, colegilor din cadrul Ministerului Justiției, Ministerul Public, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, Ministerul Educației și toate celelalte ministere și agenții implicate. Acestor eforturi s-a adăugat sprijinul venit din partea organizațiilor neguvernamentale, precum și contribuția experților independenți. Tuturor acestora, cu recunoștință și respect, doresc să vă mulțumesc. Nu voi omite să menționez recomandările transmise cu atâta amabilitate pe parcursul elaborării documentului de parteneri internaționali, care ne-au ajutat să includem în document atâtea aspecte de rezultate din evaluările ultimilor ani, cât și bunile practici identificate la nivel european sau mondial. Gândul meu se îndreaptă către toți acești parteneri de încredere. Prin adaptarea noii strategii împotriva traficului de persoane, încheiem cu succes o primă etapă. O altă urmează, în care decisivă pentru contracararea fenomenului de traficului de persoane devine implementarea. Politicile guvernului trebuie să fie însoțite de măsuri concrete și de o aplicare riguroasă pentru a avea un impact real în prevenirea și combaterea acestui fenomen. De aceea este momentul să părăsim zona de confort și să depășim paradigma în care o strategie este percepută formal ca un tabel de măsuri cu activități desfășurate pentru a avea ce raporta. Utilitatea finală a noii strategii va sta în capacitatea noastră de a crea în ea o platformă de colaborare în cadrul căreia parteneri onești și loiali din zona guvernamentală și non-guvernamentală acționează sinergic, evaluează și decid pragmatic, în acord cu evoluții înregistrate, cu nevoile identificate și, în ultimul rând, cu capacitățile reale de intervenție. În acest context devine evidentă importanța coordonării acțiunilor între parteneri, iar roluri determinante în acest sens le vor avea Comitetul Interministerial, ca un veritabil for al consultărilor și deciziilor,
și grupuri de lucru tematice care și-au dovedit deja utilitatea și valoarea în procesul de elaborare al documentului programatic. Liantul tuturor eforturilor subsumate implementării strategiei trebuie să fie fără îndoială Agenția Națională împotriva traficului de persoane, ale cărei capacități instituționale trebuie puternic întărite în acord cu rolul pe care această instituție îl va juca în următorii 5 ani. Și pentru că am amintit de acest important actor antitrafic, sunt onorat, dragi colegi în ANITP, să mă alătur antevorbitorilor și să vă adresez urările de mine astăzi la aniversarea celor 19 ani de existență. Și cer recunoaștere mai puternică a muncii dumneavoastră decât acest semn de încredere al Guvernului României, materializat în organa aniversării, concomitent cu lansarea strategiei antitrafic 2024-2028. Mulțumim actualilor și foștilor angajați ai ANITP pentru tot ce ați făcut în acești ani și mult succes mai departe în beneficiul luptei antitrafic. Doamnelor și domnilor, în fața noastră stau acum provocări majore ale noii strategii pe care le-am evidențiat împreună și pe care le vom depăși împreună. Printre cele mai importante se disting punerea în funcțiune a mecanismului guvernamental integrat de finanțare a asistenței furnizate victimelor, care se includă organizațiile neguvernamentale, combaterea traficului de minori, dată fiind ponderea inacceptabil de mare a acestora în totalul victimelor identificate, combaterea traficului de persoane realizat în mediul online, condamnarea corespunzătoare a traficanților la pedepse cu închisoarea și recuperarea de la aceștia averilor obținute din exploatare pentru a face din această activitate criminală ca să fie cât mai puțin atractivă. Adaptarea Sistemului Național Antitrafic la creșterea riscului de săvârșire a acestei infracțiuni în contextul creșterii contingentului de cetățeni străini veniți în România în vederea ocupării unui loc de muncă este o altă prioritate. În același timp, crizele migratorii și agresiunea militară a Federației Ruse împotriva Ucrainei aduc în atenție nevoia de intervenție în vederea prevenirii traficului de persoane în rândul refugiaților și solicitanților de azil. Toate acestea par obstacole greu de trecut, dar cunoscând bine oamenii implicați în lupta antitrafic din România, voi încheia intervenția mea într-o notă de optimism justificat, parafrazând un discurs al președintelui Kennedy din anii 60. Problemele noastre sunt create de om. Prin urmare, ele pot fi rezolvate tot de om. Și omul poate fi atât de mare cât își dorește. Nici o problemă a destinului uman nu este dincolo de ființele umane. Rațiunea și spiritul omului au rezolvat adesea ceea ce pare de nerezolvat. Vă doresc și ne dorim un mult și sustenabil succes. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult și mă bucur că ați încheiat cu un discurs, un citat american, ca să spun așa, știind foarte bine ce urmează. Urmează din nou o intervenție înregistrată din partea reprezentantului special OSCE, coordonatorul antitrafic, doamna dr. Carrie Johnston. A fost în România acum câteva săptămâni, a contribuit direct cu expertiza OSCE și personala dumneaei la strategia pe care o lansăm astăzi, dar și mai relevant este faptul că înainte de a ocupa rolul la OSCE, vreme de aproape un deceniu în cadrul Departamentului de Stat al SUA, doamna dr. Johnston a coordonat de asemenea monitorizarea și combaterea traficului de persoane. Așa că discursul dumneei este unul cel puțin substanțial și un prieten al României, un partener în combaterea traficului de persoane. Ladies and gentlemen, it is a real pleasure to join the launch of Romania's new national strategy against trafficking in persons to be implemented for the next 5 years. I extend my heartfelt congratulations to the State Secretary Vatăianu and his team at the National Anti-Trafficking Agency for the great work done in swift adoption of this important strategic document. Thank you for including me in the launch. The strategy is a product of intensive work, transparency, and commitment. My team and I have been privileged to observe and closely engage in this process, which also underscores the ongoing partnership between our office and the government of Romania. I also applaud the transparent, inclusive process by which your government has sought input from civil society and international experts on this strategy. Having a dedicated national strategy is fundamental to the successful delivery of a national anti-trafficking response that is strategically coordinated and well-resourced
to prevent human trafficking, protect victims and at-risk groups, and prosecute perpetrators. The strategy also facilitates placing anti-trafficking higher on the government's agenda and securing political will needed to implement it with the necessary resources. In this regard, Romania's placement of anti-trafficking action high in the government hierarchy is already testament that the country leads by example, and today's launch is another example of high-level attention to the cause. Last year, my office released a paper to support OSCE participating states to better harness the potential of national action plans, or NAPs, to deliver on the anti-trafficking agenda. We analyzed the NAPs that were in use at the time of our drafting to examine their structure and content to understand if thematic priorities correspond to persistent challenges and emerging trafficking trends. I'm particularly pleased to see that Romania's new strategy prioritizes several key areas, which I would like to particularly commend. It acknowledges that the country is becoming a destination country for trafficking of foreign nationals for various forms of trafficking. It harnesses the power of survivor leaders of trafficking, which I strongly recommend in all my engagement with states. I believe we should all enhance our meaningful engagement with survivors, integrating the expertise of those with lived experience to improve anti-trafficking policies and programs, with the goal of supporting not only their survival, but creating conditions for them to thrive. It also places enhanced focus on prevention, including through investing attention on marginalized groups and at-risk populations. I would again like to thank the State Secretary for joining us during our Alliance Conference, which highlighted the pivotal segment of anti-trafficking action, prevention. The strategy also reinforces action to respond to technology-facilitated trafficking, and it envisages enhanced work on financial investigations. Finally, it seeks to advance identification and protection to better find and serve trafficking victims. In closing, I also would like to commend last week's approval by the Romanian Senate of the legislative proposal to increase the penalties for human trafficking prepared by members of Parliament, and I look forward to seeing its final adoption soon. I welcome Romania's leadership toward advancing its anti-trafficking response, and I look forward to continuing our support to ensure these responses are impactful. Thank you again for the cooperation and for inviting me to join you for this launch of it. Îi mulțumim și noi, domnului doctor Johnston, pentru această intervenție. Când un activist de drepturile omului ajunge să aibă și puterea dată de un mandat de parlamentar, cred că lucrurile se schimbă în bine, aș spune automat, și în felul acesta îl introduc pe următorul vorbitor de la evenimentul nostru. Este, în caz că nu știați, președintele Comisiei Speciale Comune a Camerei Deputaților și Senatului pentru combaterea traficului de persoane. Vă întreb, în caz că nu știați, pentru că este o comisie nouă, înființată în decembrie 2023, care iată vine să completeze tabloul executiv și în clipa asta legislativ cu așteptările juridice menționate pe care le avem cu toții în identificarea, judecarea cu rapiditate și pedepsirea exemplară a celor implicați în traficul de persoane. Este o inițiativă legislativă menționată și acum și mai devreme și îi las domnului deputat Florin Manole cuvântul pentru a ne da detaliile. Vă rog. Bună ziua! Sunt, cred, pentru a patra oară în această sală pentru acest subiect. De fiecare dată, la invitația domnului Vătăjelu, în anterioarele trei ocazii, pentru a asista și participa la discuțiile, la dezbaterile pentru construirea acestei strategii. Nu știu cât de des se întâmplă, dar mi se pare foarte important de subliniat acest lucru, și anume faptul că pentru această temă Parlamentul și Guvernul colaborează, evident, împreună cu toate instituțiile și cu organizațiile neguvernamentale. Este o temă care, cel puțin aparent, are puține motive de a diviza oponenți politici,
sau societatea civilă și guvernul. Este o temă care, deci, ar trebui și ne preocupă, de fapt, pe toți și ne pune pe toți constructiv în aceeași linie. Același lucru se întâmplă și în cadrul Comisiei Parlamentare despre care ați pomenit mai devreme. Este o comisie parlamentară comună, Senat, Camera Deputaților, o comisie parlamentară în care, evident, sunt reprezentate toate grupurile parlamentare și este una dintre puținele inițiative pentru care toate grupurile politice din Parlamentul României lucrează împreună. N-ați auzit și nu veți auzi nicio divergență și nicio ceartă pe această temă. Pe acest subiect există doar cooperare, lucru împreună și încercarea de a găsi împreună cu guvernul și cu organizațiile neguvernamentale cele mai bune soluții pentru problemele care țin de competența Parlamentului. Era vorba mai devreme despre o inițiativă legislativă, ea este rodul cooperării mai ales a noastră, a celor din Partidul Social Democrat, mai ales cu cei din Partidul Național Liberal. Este aici și domnul Cristian Băcanu, care este vicepreședintele Comisiei și care pe această inițiativă și pe toate lucrările Comisiei este un om care își pune toată energia în slujba obiectivului comun. N-am venit aici să țin un discurs, așa că o să încerc să fiu cât mai comprimat, mai ales că domnul Vătăjelu a fost exhaustiv, a atins toate problemele. Mă gândeam înainte de cuvântarea sa că ar trebui să vă spun că Parlamentul este organul reprezentativ, deci ar trebui să ne gândim puțin ce ar spune aici sau ce ar înțelege aici, ce ar percepe aici o victimă a traficului de persoane. Ar aprecia evoluțiile instituționale, ar fi impresionată de cooperarea dintre structurile statului român? Poate că da, poate că nu. Pentru că cei care trec printr-o astfel de traumă, de experiență, cred că sunt foarte îndreptățiți să fie extrem de critici cu noi toți ceilalți. Cu instituții, cu consumatori, cu martori care asistă poate uneori pasiv la scene sau la situații de acest gen. De fapt, suntem aici pentru că avem o problemă. Există puține strategii pentru teme neproblematice. Și e foarte important că guvernul, că Parlamentul conștientizează asta, probabil un pic mai târziu decât organizațiile neguvernamentale, care de obicei sunt mult mai inovative în domeniile sensibile. Mă gândeam la fel de bine înainte dacă ar trebui să vă spun un lucru adevărat. Dacă vă uitați pe profilul social al victimelor, dacă vă uitați la cum arată din punct de vedere demografic, nu vreau să folosesc un termen demodat, nu vreau să sperii pe nimeni, dar e o problemă de clasă. Sunt foarte puțini banchieri victime ale traficului de persoane sau academicieni. Sunt foarte mulți oameni săraci din această țară, foarte mulți oameni vulnerabili din această țară. A spune chiar doar ei. În fine, închei cu un al treilea subiect, acela că, într-adevăr, și s-a spus mai devreme, nu este doar o problemă a României și nu spun asta pentru a extrage România din problemă, ci pentru a contextualiza, da, este o problemă europeană, ca să mă refer doar la contextul regional. Evident, este o problemă pe întreg globul și e foarte important că avem alături de noi partenerii din afara României. Fie că este vorba despre state membre UE sau nemembre UE,
sau Statele Unite ale Americii. E foarte important pentru că asta arată nu doar că avem valori comune, nu doar că încercăm să găsim soluții comune, dar și că, virgulă, conștientizăm că avem o problemă comună. Pentru că nicio victimă a traficului de persoane nu este dusă din România, dacă e să ne referim doar la traficul internațional, într-o țară în care este imposibil să faci trafic de persoane. Nicio victimă a traficului de persoane din România nu este dusă undeva unde acest flagel a fost deja stârpit. Nu este dusă într-o altă țară în care clientul răspunde mai mult decât suferința victimei. Deci da, împărtășim valori comune, căutăm soluții comune, dar aceasta este o problemă comună și este foarte important să continuăm să lucrăm împreună pentru asta. Statul român are multe strategii. În mediul ONG e obișnuit să spui că dacă ai o strategie pentru ceva, e probabil să nu se întâmple neapărat foarte multe lucruri, dar aici intervine într-o bună măsură și responsabilitatea Parlamentului României și vom asuma cu comisia pe care o reprezint responsabilitatea de a controla instituțiile publice în virtutea, evident, atribuțiilor pe care le avem, pentru ca această strategie să nu aibă doar suporteri în domnul Vătăjelu, în ANITP, în Ministerul de Interne și în organizații neguvernamentale, ci să aibă un răspuns concret, să aibă soluții, să aibă rezultate din partea tuturor celorlalte instituții, pentru că dacă avem nevoie de rezultate, înseamnă că problemele sunt nerezolvate. Și Parlamentul trebuie și se va ocupa în măsura atribuțiilor sale, inclusiv de această parte. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule deputat. Revenind însă la palierul instituțional, astăzi, iată, aniversăm sau celebrăm și ziua combaterii traficului de persoane prin Agenția Națională împotriva traficului de persoane. Am văzut 4 comisari șefi exemplari premiați de către Ministerul de Interne și o să o cunoaștem în curând și pe doamna director adjunctă al Agenției Naționale împotriva traficului de persoane, doamna Maria Cristina Stepanescu. Vă dau doar așa un mic extras. Pe lângă Academia de Poliție a absolvit și un masterat în sociologie și asistență socială la Universitatea București și ceea ce m-a impresionat pe mine cel mai mult, nu, victima Hollywoodului, a absolvit și Academia FBI. O să o ascultăm imediat pe doamna Stepanescu, dar vreau să vedem întâi un film de prezentare al Agenției Naționale împotriva traficului de persoane. Să găsim pericolul înainte ca el să-i găsească pe copii, pe adolescenți, pe compatrioții noștri. Traficul de persoane este o infracțiune subterană, dificil de identificat în mod direct. Dar poți să încerci să-l previn, vorbind despre el, atrăgând atenția cât mai multor oameni. În 2023 am vorbit despre riscurile traficului de persoane cu 246.500 de români. Le-am povestit fiecăruia pe înțelesul lui cum și de ce fel de mesaje și de oameni trebuie să se ferească. În aceste activități învățăm lucruri noi, învățăm să identificăm posibile traficanți de persoane și mai ales cum să ne ferim de acestea. După ce am înțeles că există astfel de persoane care ne pun viața în pericol, am încercat să transmit mesajul la cât mai multe persoane cu putință să fie informate și să fie precaute în privința acestora.
De-a lungul timpului am avut activități legate de ANITP cu scopul de a informa tinerii de vârsta noastră despre dezastrele care le poate crea cumva internetul. Prin traficul de persoane, prin a avea încredere în persoane străine pe care nu le cunoaștem, dar cumva prin care interacționăm prin mijloace de social media, cu toți am învățat din aceste activități cum să prevenim aceste incidente. Instruirea polițiștilor din prima linie pentru identificarea victimelor traficului de persoane este extrem de utilă. Tocmai pentru a nu mai confunda victimele cu autorii de infracțiuni sau contravenții. Am participat la mai multe sesiuni de instruire și asta mi-a schimbat total modul de percepție în ceea ce privește traficul de persoane și modul în care discutăm cu potențiale victime ale traficului de persoane. Oamenii trebuie să știe care sunt riscurile și cum se schimbă pericolul și ce facem noi pentru a-l descoperi și pentru a învăța pe români să se ferească pe ei și pe cei dragi lor. Pregătim profesioniști, găsim cauzele și încercăm să educăm categoriile aflate la risc. Punem în fiecare zi încă un obstacol în calea traficului de persoane, pentru că România nu își poate permite alte și alte victime. Este deosebit de dificil de integrat social victimele acestor infracțiuni, este deosebit de dificil de restabilit în planul psihic, emoțional, o persoană care a fost exploatată ani de zile în diferite plaje de exploatare, ori misiunea lor și rolul lor tocmai în acest moment intervine. În slujba binelui, așa pot să numesc parteneriatul nostru. Vă mulțumim pentru colaborare și nădăjduim că și pe viitor, de acum înainte, osteneala noastră doar împreună nu va slăbi. Activitățile la care am participat despre traficul de persoane m-a făcut să conștientizez ce probleme întâmpină acele victime și câte cazuri există în zilele noastre. O realitate dureroasă în care oamenii sunt tratați ca bunuri, exploatați, lipsiți de demnitate. Informațiile au fost accesibile și utile în același timp. Putem să fim vocea celor fără glas și să creăm un viitor în care fiecare individ să fie respectat și valorizat. Noi am învățat că unii prieteni nu sunt prieteni adevărați, iar alții nu ne vor binele. Dar mai e nevoie de ceva, de voi, de cei care priviți acum, să povestiți celorlalți care încă nu știu. E nevoie de cetățeni care să nu întoarcă privirea, care să nu spună, nu e treaba mea, care să vină către noi când știu cazuri de trafic de persoane, de suferință, care poate fi oprită. Avem nevoie să punem mai multă lumină pe aceste cazuri, iar voi, media și cetățenii, puteți să ne ajutați ca să nu mai avem iarăși și iarăși povești ca acestea. Oficial ne numim Agenția Națională împotriva traficului de persoane. Între noi însă suntem oameni ca voi care vor să aline suferința victimelor de azi și să le apere pe cele potențiale de mâine. Traficul de persoane face bani pentru unii, dar e o pierdere mare pentru toată societatea, care își vede membrii vulnerabili păcăliți, pajocoriți și exploatați. Dar nu e o fatalitate să se întâmple asta. Putem, trebuie să luptăm. Și asta facem la muncă în fiecare zi. Pentru ei și pentru voi. Vă mulțumim că ne ascultați și mai ales că ne ajutați. Ați văzut-o foarte scurt în acest videoclip pe doamna comisar șef de poliție Stepanescu, cea care conduce din postura de director adjunct Agenția Națională împotriva traficului de persoane. V-am dat câteva referințe academice. Vreau să vă mai dau două date.
participat la misiuni internaționale în zone de conflict și post-conflict în Balcanii de Vest, în Orientul Mijlociu și în Africa pe parcursul carierei dumneaei. E bine, toate aceste informații i-au dat viziunea și competența să evalueze strategia, fosta strategie de combatere a traficului de persoane și să o actualizeze cu provocările prezentului și cu realitățile geopolitice ale prezentului pentru a avea o strategie 2024-2028 mai eficientă. Ca, nu știu, peste 20 de ani să avem, nu știu, e bine să avem mult mai multe persoane ajutate sau mai puține, în sensul că prevenția este din ce în ce mai eficientă. Vă las pe fiecare dintre dumneavoastră să reflectați la asta. O rog pe doamna comisar șef să ne vorbească. Mulțumesc. Bună ziua tuturor, doamnă ministru, domnule ministru, domnilor consilieri de stat, domnilor secretari de stat, excelențele voastre, membrii ai corpului diplomatic, stimați invitați, dragi colegi și prieteni. În primul rând, aș vrea să vă adresez mulțumirile și în numele meu personal pentru că ați răspuns invitației noastre de astăzi cu acest prilej al lansării unui document programatic care ne va guverna domeniul pentru următorii ani, precum și pentru a celebra aniversarea celor 19 ani de la înființarea agenției. Aș dori totodată să mulțumesc președintelui Comitetului de Coordonare Interministerială, precum și mai ales conducerii MAI pentru tot sprijinul acordat în această perioadă, pentru că au crezut în noi și ne-au susținut în toate acțiunile noastre. De asemenea, aș dori să mulțumesc colegilor mei, să le mulțumesc în această zi aniversară celor care lucrează în acest moment în cadrul agenției, dar și foștilor colegi ai noștri, care au contribuit constant la implementarea mandatului instituțional alături de partenerii noștri. Agenția Națională împotriva traficului de persoane a fost înființată în 2006, așa cum s-a mai spus, cu scopul de a consolida eforturile instituțiilor de stat pentru a combate cu fermitate fenomenul traficului de persoane. Acesta a fost un pas important în direcția protejării drepturilor omului și a prevenirii exploatării. De-a lungul anilor, ANITP a continuat să se dezvolte și să-și îmbunătățească metodele de lucru. În contextul schimbărilor generate de pandemia de COVID și ulterior de conflictul generat în Ucraina, ANITP a continuat să depună eforturi pentru prevenirea și combaterea traficului de persoane într-o manieră nouă, care să includă politici antitrafic adresate nu doar românilor, ci și cetățenilor străini, pentru care România a însemnat un loc sigur în fuga în calea războiului. În toți acești ani, instituția noastră a învățat din experiența altor țări, dar a și împărtășit bune practici în cadrul evenimentelor internaționale dedicate luptei împotriva traficului de persoane. Cifra de aproxim 19.077 de victime nu reprezintă doar un număr pentru noi, ci pentru fiecare coleg al nostru a reprezentat un destin salvat din capcana traficului de persoane în cei 19 ani de activitate. Agenția a contribuit la identificarea și salvarea victimelor traficului de persoane, precum și la trimiterea infractorilor în fața justiției, s-a mai spus, iar statisticile privind numărul de cazuri rezolvate și persoanele salvate arată impactul pozitiv al activității noastre. Sunt aici astăzi, în fața dumneavoastră, să subliniez angajamentul nostru pe mai departe de a lupta pentru fiecare victimă și de a face tot ce ne stă în putință pentru ca nimeni să nu mai cadă pradă acestui fenomen, așa cum am spus și în filmulețul nostru, așa cum au subliniat-o toți antevorbitorii mei. Anul trecut am convins 451 de victime ale traficului de persoane să ne ceară ajutorul. Dar este nevoie de mai mult. Pentru că în industria aceasta, cel mai mare aliat al traficanților sunt frica și tăcerea. Folosesc termenul de industrie pentru că, la fel ca într-o industrie, avem target de vânzări și avem cumpărători din nefericire. Clienții își investesc banii în suferința victimelor
și ne luptăm ca acest lucru să se schimbe. Ce ne dorim noi pentru viitor? Să protejăm viitorul. Să lucrăm la oaltă împotriva traficului de persoane, pentru drepturile și demnitatea fiecărei persoane. În acest document strategic, prezentat astăzi în fața dumneavoastră, ne-am asigurat că așa va fi și mulțumesc încă o dată celor care au contribuit la elaborarea acestui document strategic. În final, sperăm ca voi, cei care ați fost astăzi alături de noi și întreaga societate, nu veți fi doar spectatori. Și importanța acestei instituții, a Agenției Naționale împotriva traficului de persoane, sperăm că va inspira în continuare și eforturile noastre vor face lumea un loc mai sigur pentru toți. Vă mulțumim! Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc și eu foarte mult! Astăzi cumva și concluziile și mă alătur dumneavoastră. Mulțumim tuturor celor care au contribuit până acum la combaterea traficului de persoane în România, dar aș pune accent pe mulțumirile anticipate către presă pentru aducerea sau menținerea în atenția publică a acestui subiect, pentru că e importantă cooperarea întregii societăți pentru a combate traficul de persoane. Cred că avertizorii de tot felul ar putea să contribuie și ei la lucrul acesta. Și mulțumesc anticipat tuturor celor care au puterea să combată traficul de persoane, dar și să facă din țara noastră un mediu sigur pentru toți cetățenii. Cred că avem dreptul la asta, indiferent de gradul nostru de economic sau de educație. Pentru asta lucrăm cu toții, să facem din România o țară ospitalieră, în primul rând cu cetățenii săi. Mulțumesc foarte mult și să ne revedem sănătoși!